Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să facem pentru dumneavoastră etalarea pentru septembrie, pentru dragoste, pentru Capricorn. Prima carte care a ieșit este să aveți încredere, pentru că va fi un sfârșit fericit, da? un final fericit. Pe întreaga linie va fi fericire pentru dumneavoastră. Și... Uh, veți avea succes în ce doriți dumneavoastră în dragoste și fericire, să aveți încredere, da? Următoarea arată suflete pereche, da? Și că pasiunea ta este în flăcări. Și a treia spune să ai încredere în tine. Deci să ai încredere pentru că dragostea uh, va fi cu fericire și cu succes. Prima carte care a ieșit este Obsesia. Ce înseamnă Înseamnă că dacă dumneavoastră vreți să începeți o relație cu cineva și acum vă întrebați cum va fi această carte spune că nu te vei plictisi, nu te închide ca într-o mănăstire. Vei simți toate simțurile. Vei simți nebunie, vei simți pasiune, vei fi posesiv, gelozie. Poate această relație nu se va sfârși chiar bine. Dar trebuie să te protejezi, să fii înțelept. De, de tine și de partener depinde să construiți o relație de durată. Da? Dacă aveți o relație de mult timp și sunteți nemulțumiți, s-ar putea să se termine această relație. A doua arată că dacă aveți deja o relație și vă simțiți tot timpul mustrați de partener sau de parteneră, vă simțiți stresați la uh, acest partener vă limitează. Dumneavoastră poate nu reușiți să spuneți ce simțiți. Căutați ajutor la cineva sfat la cineva apropiat. Trebuie să învățați, zice, să, spu să spuneți ce aveți nevoie, să vă acceptați responsabilitatea. Relația este cu nervozitate. Unul dintre parteneri e mai puternic decât celălalt, mai dominant și celălalt este mai slab și fără voință. Când unul dintre voi, cel mai slab, nu mai vrea să respecte regulile ori, regulile celui mai puternic, atunci relația este amenințată. Trebuie să fii mai sigur pe tine dacă tu ești cel slab și să nu-ți lași identitatea la altcineva. Da? Spune această carte. Următoarea arată slăbiciune. Nu este timpul pentru un nou început, să mai aștepți. Nu ai energie nu trebuie să-ți pui scopuri pe care apoi nu le vei putea atinge și care nici nu vrei să le atingi de fapt, deci tu nu vrei, dar îți, îți pui niște scopuri, vreau să fac asta, dar tu în fond, tu în, în cel mai înăuntru tău nu vrei acel lucru, doar spui aș vrea să fac asta și să-mi ating scopul, dar tu nici nu, nu vrei acel scop, da? Și nici nu vei putea să-l atingi, dar nici nu-l ți-l dorești foarte tare. Nu spun că la toată lumea se potrivește, dar probabil la unii, da. Haideți să vedem un tarot. Haideți să vedem un tarot. Găsim cărțile. Pentru Capricorn, Capricorn. Da. Cum sunteți în această lună septembrie, în dragoste? Uh, uh, vă analizați seri se situația, vă gândiți cum va fi, ce va fi, noi începuturi. Uh, o să vă gândiți cum sunt bine, cum sunt în pereche, cum sunt singur, cum pot să trăiesc mai bine viața mea. Vă evaluați, acționați înțelept, recunoașteți ce este mai bine pentru dumneavoastră, sunteți înțelepți, da? Meditați, nu vă lăsați condus de ego-ul dumneavoastră și să luați o decizie greșită, da? Una dintre perechi se simte bine, da? Și cealaltă comandă, ce am zis și în celelalte cărți. Voi încerca să faceți lucrurile bine, sunteți, dar sunteți răniți poate, poate de partener. Da? Vedeți? Uh, sunteți legat, sunteți. Uh, iubiți perechea, dar situația vă face să fiți triști. Perechea ta este prea controlatoare probabil, cu tine. S-ar putea să-ți vină altcineva, vedeți, o binecuvântare vine. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că, probabil, dumneavoastră nu reușiți să vă mulțumiți partenera sau partenerul, perechea, și atunci vine cineva în această perioadă și vă pune la încercare, vă, vă spune, o ce frumoasă ești sau ce frumos ești, și uh, vei începe să te gândești. Nu spun că veți înșela, nu? Veți începe să, să ieșiți cu această persoană sau. Uh, cum să zic? Universul, viața, vă scoate în cale pe cineva la care începe să vă gândiți aș putea fi fericit cu această persoană, ar putea fi diferită față de ce am eu acasă, de partener sau de parteneră, cu perechea care nu dorește să facă schimbările și nu vrea să fie cum vreau eu, da? Apoi, unii vă hotărăsc să plecați din relație. Da? Sau dacă tu ești perechea unui Capricorn, și ești dur sau dură cu el. Să știi că o să-l pierzi. Va pleca această persoană din viața ta. Haideți să vedem alte perechi. Va pleca din viața ta. Alte perechi. Uh, alte perechi văd foarte bine. Văd persoane ce vin și vă fac să vă gândiți și să alegeți, da? Iubiți, îndrăgostiți. Văd persoane care, și dacă sunt iubiți, sunt mai dominante decât celălalt. Unul mai dominant ca celălalt, da? Deci, unul vrea să conducă tot timpul. O, uh, mai văd relații norocoase, apoi văd maternitate, cineva care va avea un copil din aceste relații, dar nu, nu spun că sunt căsătorii, sper partenerii, dar uh, probabil sunt de un timp împreună. Dați un pas înainte. Uh, unii vă căsătoriți da? Unii faceți căsătorie Dacă sunteți cu cineva Care este căsătorit Haideți să vedem Deci în trei uh, Nu este bine O persoană dintre voi doi aici Poate dumneavoastră sau partenerul, cred că dumneavoastră capricornul, nu este bine în relație. Uh, poate ești prea dominant sau perechea, perechei se pare că ești prea dominantă, prea dominant. Uh, relația va merge bine, va avansa, dar vă simțiți îndrăgostiți, dar triști că perechea nu se comportă cum doriți dumneavoastră. Și vreți să nu vă dă iubire așa cum ar trebui și relația va, va vă va întrista foarte tare pe unul dintre voi și vă gândiți să ieșiți din relație, vă hotărâți să ieșiți din relație unele persoane. Da? Haideți să vedem pentru. Haideți să vedem pentru singuri. Uf. Cei singuri veți avea pe cineva nou care vă va fi pe plac această persoană, dar trebuie să aveți mare grijă la această persoană. Această persoană vine rapid în viața dumneavoastră. Vă umple de cadouri, de bani, buzunarele poate sau vă face multe cadouri, vine rapid, ziceți, vai ce îndrăgostită sunt de această persoană, este perfect. Apoi, acea persoană pleacă din viața dumneavoastră și uite cum rămâneți supărați. Da? Acea persoană pleacă și o să luptați pentru ea, dar o să fiți. Uh, un, uh, nu trebuie să aveți încredere în această persoană care vine nouă. Aveți speranțe și rămâneți triști. Da? Unii vor ști, mai mult femeile, unele vor ști și nu vor suferi. Unele vor simți, deci vor mirosi că ceva nu e în regulă, alții nu și vor suferi, da? Uh, ieșiți, aveți distracție, mai, bine, dar nu. Nu pune suflet, aveți grijă la suflet, da? Pentru că va ieși acea persoană din viața dumneavoastră, sigur. Da? Haideți să vedem alte relații care, prieteni sau. Uf! Uh. Uh. Uh, văd o relație care, care, în care unul dintre parteneri spune, dacă noi suntem prieteni de atâta timp și eu nu ies cu nimeni, tu nu ești cu nimeni, vreau o relație serioasă sau. Nu spun că comunicați mult, pentru că nu cred că comunicați foarte mult, dar spun că eu nu mă simt bine, eu te iubesc, este iubire, fidelitate, da? Dar suntem o pereche și ce va ieși, da? Ce va ieși între noi, dacă nu se dă relația, se va termina, da? Pentru că unul iubește și celălalt vrea mai multă libertate, da? Și atunci. O să hotărâți dacă rămâneți sau nu. Dar eu cred că unii rămâneți, unii nu. Pentru că unul iubește mai mult ca celălalt. Dacă sunteți divorțați, lăsați lucrurile cum sunt. Unii vor construi o, o relație prosperă. O pereche prosperă, văd aici. Care ați fost divorțați, ați întâlnit pe cineva, a venit în viața dumneavoastră, vă simțiți foarte bine și veți avea căsătorie cu această persoană. Va fi o relație foarte frumoasă. Cam asta a fost pentru Capricorn. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.